Doamnelor și domnilor, bună seara! Eu sunt Dan Gabor, bine vă regăsesc la Talk B1, ediția de duminică seară. Am parcurs o săptămână interesantă din punct de vedere al evenimentelor petrecute atât în România cât și în lume. Rămâneți alături de noi în următoarele 2 ore pentru că le vom dezbate pe cele mai importante, desigur, alături de distinși invitați. Domnul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA, bună seara, bine ați venit! Bună seara, o plăcere să fiu aici cu toți la televizor și cu în studio. Domnul Marius Bostan, antreprenor, inițiator Patriot, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și de asemenea domnul Bobi Păunescu, regizor președinte Armis, bună seara! Bună seara! Mulțumim că sunteți alături de noi! Bună seara telespectatorilor și mulțumim excelenței sale, domnul Adrian, mulțumesc. Un român adevărat, un american adevărat. Am simțit să marcăm de la început cu această copertă, o numim noi în televiziune, legată de dispariția domnului Vlad. Un prieten foarte drag, dar un tânăr care s-a stins astăzi, Vlad Ranetescu, copilărit împreună. Din păcate, când era clasa 9 sau 10, un accident în timp ce schia, a rămas paralizat de la gât în jos. A supraviețuit 30 de ani și este o poveste foarte lungă și care merită povestit într-o emisiune pe larg. Sunt niște întâmplări, le vorbeam mai devreme astăzi cu domnul Marius Bostan și dânsul a rămas... O viață care bate filmul, putem absolut. Spune. 30 de ani paralizat de la omoplați în jos. Și părinții, o mamă care a stat lângă el 30 de ani și l-a ajutat în permanență și care este o eroină. Un băiat deosebit care a făcut 3 facultăți, tot vorbeam de facultăți, în timp ce era paralizat. Un băiat care traducea filme pentru... filmele mare traducător. Da? Și un băiat care scria în evenimentul zilei din când în când, când era domnul Nistorescu sau când era, când putea, sigur că nu putea în permanență. Să trecem la... E un moment, suntem alături de familie. Dumnezeu să-l odihnească. Un mare luptător și un mare, țin minte că am avut, acum dacă am avut șansa când a venit domnul, un scriitor preferat, unul dintre scriitorii preferați ai lui Vlad, era domnul Salman Rushdie, pentru cei care îl cunosc, cel cu versetele satanice, cel care era pe lista de 10 de cei mai periculoși, de urmăriți de, mă rog, de Hezbollah sau nu mai știu cine, unii dintre criminali, dintre așa, care am avut ocazia să facă și o recenzie la filmul meu Francesca și care a scris, care a fost prezent la premiera de la Veneția, dar ce vreau să spun este că am avut șansa să-l aduc și domnul Salman Rushdie a fost de acord acasă la Vlad, acolo unde era spunem de unde trăiam momentele și evenimentele. Iar când vezi chestiuni de genul ăsta, e greu să spui că ai probleme. Și dintr-o mare familie înaintași, familie de avocați celebri, care au fost și avocatul majestății sale. Absolut. Regele. Și cu o viață deosebit de tulburătoare. Dar o să discutăm... Da. Vreau să discutăm vedem. Așa cum trebuie pe la... Propun să mergem peste ocean, să vedem ce se întâmplă acum acolo. Sunt evenimente foarte importante. Nu, scuzeați că am făcut introducerea asta, sigur, dar trebuia marcat. Da. Este un moment de cotitură pentru scena politică americană. Peste 2 zile au loc în Statele Unite alegerile intermediare. Rezultatul va avea un impact major asupra celor 2 ani rămași din mandatul președintelui Joe Biden. Republicanii lui Donald Trump sunt favoriți să preia controlul în Camera Reprezentanților, în timp ce democrații încearcă să câștige Senatul. Să vedem un scurt material și revenim în studio. This is no ordinary year. So I ask you to think long and hard about the moment we're in. In a typical year, we're often not faced with questions of whether the vote we cast will preserve democracy or put us at risk. But this year we are. This year, I hope you'll make the future of our democracy an important part of your decision to vote and how you vote. Cu doar câteva zile înainte de închiderea urnelor în alegerile cruciale de la mijlocul mandatului din America, republicanii par mai bine poziționați ca niciodată pentru a recâștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților și potențial și asupra Senatului.
Istoria arată că partidul președintelui pierde de obicei locuri în alegerile de la jumătatea mandatului, soartă pe care o vor avea cel mai probabil și democrații. Partidul lui Joe Biden a deținut majoritatea atât în Cameră cât și în Senat în ultimii doi ani, iar liderul de la Casa Albă și-a putut trece cu ușurință toate proiectele. Sondajele sugerează că republicanii ar putea prelua majoritatea în Camera Reprezentanților, în timp ce democrații speră să păstreze măcar Senatul. Perspectivele republicanilor au devenit mai bune pe măsură ce tot mai mulți alegători identifică economia ca fiind prioritatea lor. Asta în timp ce democrații au avut pe agenda de campanie subiecte precum dreptul la avort. Alegerile midterms pot oferi un indiciu despre cine ar putea intra în cursa pentru nominalizarea candidatului republican la președinție pentru 2024. În cazul în care candidații susținuți de Donald Trump pierd alegerile, este mai puțin probabil ca acesta să primească sprijin din partea partidului republican pentru a candida din nou la președinție. Domnule Adrian Zuckerman, ce înseamnă aceste alegeri intermediare pentru Statele Unite în acest moment? Și pentru întreaga lume, de altfel toată lumea așteaptă să afle ce se va întâmpla. Alegerile de marți în America sunt foarte importante, nu numai pentru America, dar și restul lumii. Dar vreau să încep întâi să-mi transmit condoleanțe pentru prietenul tău. E ceva foarte trist și îmi pare foarte rău. Familiei, mai departe. Cum prea bine a spus comentatorul dumneavoastră acum câteva secunde, lucrurile cum apar acum, dar niciodată nu poți să știi până alegerile chiar se întâmplă. Casa de reprezentativ, the House of Representatives, o să fie controlată de republicani. Ce e mai nesigur e care o să fie majoritatea acolo. Acum democrații au 220 de locuri, republicanii au 212, sunt 3 locuri goale și totalul e 435. Îi trebuie 218 pentru majoritate. Cine are majoritatea poate să pună the chairman la comitete, care e un lucru foarte important, cum știți foarte bine. Dacă îmi permiteți, comisiile, da, cum ar fi la noi în Parlament. Exact, nu? Așa. Și așa că the chairman controlează comisiile la Parlament și the chairman sunt puse de partea partidului care are majoritatea și trebuie cel puțin 218 ca să ai majoritatea. La Senat, alegerile sunt mai complicate. Anul ăsta sunt 35 de races la Senat. Acum 21 de locuri sunt republicane și democrații acum au 14. Și așa că, uitându-te la numere, democrații trebuie să apere 14 locuri, republicanii trebuie să apere 21. Și din toate astea, sunt la democrați, aș spune că sunt 8 state care sunt aproape sigure să rămână democratice. Conform sondajelor. Conform sondajelor și conform istoria, e aproape sigur. Dar sunt la democrați, aș spune că sunt 6 staturi care ar putea să se schimbe de la democrați la republicani, care ar fi Washington, unde e probabil o să rămână democratic, dar să face și aproape statul Washington. Washington. Pentru cei care sunt mai puțini. Colorado și New Hampshire. Da. Și alea care sunt cel mai apropiate e Arizona, Georgia și Nevada. Arizona, fac o paranteză, Arizona care a însemnat foarte mult la alegerile prezidențiale. Da. Dacă îmi permiteți. A fost un stat care a... Și la republicani au 14 state care sunt probabil, sigur, rămân republicane. Au încă 3 state care probabil o să rămână republicane. Florida, Iowa și Vermont. Și sunt 4 state, North Carolina, Ohio și Wisconsin, care sunt foarte apropiate, și Pennsylvania, care e 50-50,
dar din ce am auzit azi dimineață și ieri seară, republicanul Mehmet Oz are un mic avantaj la sondaj, care în realitate... Adică care e în emisiunea lui Oprah, unul din partenerii din emisiunea lui Oprah. Da. Da. Acum o întrebare. Sigur, alegerile sunt diferite față de alegerile de care suntem obișnuiți în zona asta, să spunem. Contează foarte mult candidatul. Numai candidatul e diferit, nu se votează partidul, se votează omul care e membru de la un part, ori e republican sau democrat, cu toate că sunt doi independenți în teorie, dar care caucus, care se întâlnesc și votează de obicei pentru cei care știu mai puțin sau care interesează mai puțin, asta înseamnă grupul, să zicem, un fel de grup parlamentar, sau să zicem, nu, cum ați numit caucusul? E ca o adunare oștească așa, făcută de reprezentanți. De reprezentanți. Acum, ideea este că foarte mult se întreabă, probabil, din telespectatori, uitându-se la știri sau cei care au interesat știrile internaționale și ce au citit, că republicanii ar trebui să câștige ușor. Acum, nimic nu e ușor. Nimic nu e ușor și totul e până în ultimul moment și se poate întâmpla orice, se poate schimba orice și am văzut și în alte țări. Dar ce vreau să subliniez aici și vreau să vă întreb dacă este așa. Sigur că pe ansamblu mulți sunt nemulțumiți de ce se întâmplă astăzi. Și au fost o felul de situații, pandemia, crize, peste crize, criza energetică, războaie și mai departe. Și s-ar îndrepta către republicani, da? Dar la alegeri se votează omul. Exact. Iar dacă omul democrat pentru grupul care îl votează, pentru zona, pentru alegătorii din statul respectiv, de care cel care este ales are grijă după, care este o diferență foarte mare între ce se întâmplă la noi în țară și ce se întâmplă în America, că la noi, de obicei, de la București, cei care trebuie să fie aleși, să zicem, cei din conducerea unui partid, nu, domnul Bosan, să mă corectați dacă greșesc, da, sunt trimiși acolo unde cu siguranță vor câștiga, acolo unde au publicul mai de partea lor. Da? În America ai omul care este cunoscut de publicul de acolo, pe care și-l dorește un anumit public și doar dacă, cum să spun eu, sigur că treaba asta are un impact și o să ne spuneți de impactul pe care îl are ulterior o eventuală victorie a republicanilor și în Senat, având în vedere că președintele este democrat, o situație pe care s-a întâmplat și pe perioada domnului Trump, nu? Și care, mă rog, a dus la o serie întreagă de blocaje, vorbim de bugete, vorbim de situații de genul ăsta, acum... Dar nu o să intrăm foarte mult în detaliu, că deja e foarte mult pentru... Dar ceea ce e un lucru pe care mi l-aș dori foarte mult pentru țara mea, pentru România, ar fi să votăm și noi oamenii locului și oamenii care sunt cunoscuți și oamenii care se vor lupta pentru locul respectiv. Adică nu vin la București și uită de zona respectivă, chiar dacă se duc acolo. Domnul Bosan, ce părere aveți? Da, este important pentru că voturile vin dintr-o anumită zonă și este important și la noi, să știți, politica locală pentru un membru al Parlamentului, eu cred că e definitor. El cumva trebuie să țină legătura permanent cu grupul care i-a oferit voturile. Toți politicienii care uită de popor, în general, sunt sortiți uitării. Acum trebuie ținut cont că în Statele Unite e un alt sistem electoral. Acum, de exemplu, sunt și alegeri de guvernatori acolo și guvernatorii se votează și sunt, cred că, vreo 40 de locuri. Ce înseamnă guvernatori? De guvernatori. Guvernator e, să spun, e un fel de prim-ministru al regiunii. Sau un fel de șef al Consiliului Județean. Șef al Consiliului Județean, da, poate fi. Și prefect un pic. Lasă-mă să te corectez un pic, scuză-mă. Da. E o mare onoare să vă avem aici și de ce să nu. În America sunt 50 de staturi. Fiecare stat care e o regiune are un guvernator. Și anul ăsta sunt, cred, 41 de alegeri pentru guvernator. Și termenul lor este pentru 4 ani și sunt 41 aleși anul ăsta. Și dacă compari America cum ar fi Uniunea Europeană, guvernatorul ar fi
comparat cumva ca președintele sau prim-ministru unei țări din Uniunea Europeană. Da. Că fiecare stat în America are legile... Da. Nu, dar are legile lui, statului, da. Și cu toate că... Și există legii federale și legi... Exact. Fiecare stat are legile lor, în afară de cazul că e supersedat de o lege federală, care toți trebuie să aibă... Asta se numește Statele Unite ale Americii. America e o uniune și este, de mai multe state. Acum să spunem și pentru cei care, eu știu, au citit mai puțin, au interesat mai puțin sau nu sunt la... Este singurul model până astăzi care a reușit să țină, cât sunt, 100 și ceva de minorități în America? Mai multe, nu știu. 180, 100. Deci 180 de minorități, da? Nu 2, 3, nu așa, care toate minoritățile trăiesc, sigur, mai sunt conflicte regionale, mai sunt ca peste tot, că nu poate să fie un stat imens, e un continent, practic, America, cât un continent, da? Și este principala putere economică și militară a lumii. Dar ideea este că și avem șansa foarte mare de a fi partener strategic cu Statele Unite și mulți uită de chestiunea asta, dar să zicem, poate nu uită neapărat din lipsă de licitină sau mai mult, dar ca să trecem mai departe de chestiunea asta și să mergem mai exact la... Asta este modelul și poate foarte mulți s-au întrebat, dom'le, asta e o televiziune pro-americană sau pro... Da, este pro-americană în sensul în care ne dorim. Sigur, contează foarte mult cine e la putere, cine câștigă, cine... Dar ne interesează sistemul care a trăit atâția ani, atâția zeci, sute de ani și care, sigur, cu tot felul de situații, de-a lungul timpului, în permanență a trecut peste problemele respective și le-a rezolvat. Indiferent că a fost o problemă între minorități, a fost o problemă între... Asta este un sistem în care, la care eu personal îl admir, îl respect și tind spre el. Acum, domnul ambasador, revenind la chestiune, deci avem alegerile pentru, să spun în traducere, Camera Deputaților în România. Oarecum, da. Oarecum, da. Pentru un număr din Senat, da? Și pentru șefii Consiliilor Județene, să spunem, din România. Care chiar mai stat. Mult, chiar mai mult. Chiar mai mult. Da. Guvernatorul, practic, conduce statul respectiv mai mult. E un fel de prim... E greu de explicat. Ceva, da. Ceva mai mult de un majoritate stat. Toate statele americane au un governor și după aia au și ei primari. Un consiliu. Au primari, dar au și un echivalent al parlament, au un legislature al statului unde sunt oameni aleși, similar cum e congresul, dar e ceva la noi asta ar fi, dacă îmi permiteți, stat. La noi ar fi asta cumva Consiliul Județean. Consiliul Județean și ar fi... E o similitudine. Lucrurile sunt... Constituția americană e altfel, sunt sistemul de lege altfel, dar sunt similitudini. E un sistem democratic prin reprezentanți, foarte bine pus la punct. Și cred că ceea ce e important de spus, că este erodat de, într-o perioadă foarte lungă de timp și a văzut limitele, se știu exact, să spun așa, problemele și asta duce la întărirea statului până la urmă, când ai un sistem care îl validezi pe o perioadă mai lungă de ani. Noi suntem o democrație oarecum timpurie. Noi am pierdut exercițiul ăsta democratic timp de 50 de ani. A fost o democrație închipuită pentru că nu era competiție între partide și nici nu erau ideologii diferite. Acum e o competiție. Noi am redescoperit democrația după 1990 și tot timpul mai învățăm câte ceva. Da. Acum noi ne dorim să fie o prezență cât mai mare la vot oriunde în lume și în România și în Statele Unite și mai ales că avem acolo, cred că sunt, dacă numărăm și românii la a doua generație, cred că dăm peste 2 milioane de români. Ei, deci și românii noștri cumva proveniți din România care și-au găsit, să spun așa, dezvoltarea propriilor însușiri și-au găsit destinul în Statele Unite, ei votează în Statele Unite și ei vor fi la vot în... Absolut. Dar ei sunt americani. Da, da, absolut. Eu sunt americani. Da. Acum, o întrebare, dacă tot... De ce se așteaptă ca republicanii să câștige? Sigur că poate am citit și eu, am studiat, dar mă întreb pe dumneavoastră ca... În primul rând, așa spun sondajele, dar cum am văzut acum câțiva ani, sondajele nu înseamnă că sunt... Și la noi, da. Dacă am crede astea, Dewey ar fi fost prezident și n-a fost și au fost multe alte greșeli la sondaje. Dar in the off-year election, cum se cheamă, care într-un an care nu-i prezidențial,
tipic și istoric, cu, a fost numai, cred, vreo două sau trei excepții, partidul care nu e la putere câștigă o majoritate la Casa de Reprezentativi și la Senat o să fie mai aproape, cum arată sondajele. Dar problemele în care are de-a face America acum și lumea este economia, este energia, este public safety, nu știu cum să spun în românește, a fost siguranța cetățeanului. Unde sunt mari orașe ca San Francisco, New York, Chicago, de exemplu, weekendul trecut a fost aproape 50 de oameni împușcați în Chicago. Și asta e datorită faptului că primarii și the governors în aceste orașe și state care sunt democratici au redus numărul de poliție, au schimbat legile ca criminalii să iasă din pușcărie mai ușor și rata de crimă s-a făcut mult, mult mai mare. Oamenii s-au săturat. De exemplu, în Washington, când am fost acolo acum câteva săptămâni, locuiesc oameni în aproape toate parcurile, în corturi. Sunt oameni în corturi. Oamenii s-au săturat. Ce impact are războiul din Ucraina asupra acestor alegeri? Înțelegem asta era o altă întrebare. Dacă va avea impact aceste alegeri? Eu nu cred că o să aibă un impact. Eu cred că ce se aude acum de la unii este lucruri de alegeri și după alegeri impactul... Adică mai am o campanie electorală. Așa, adică. O să fie zero, în opinia mea, că eu, în ce înțeleg, poziția republicană e complex. Dar am și văzut poziție între un congresmen republican și democrat, au ieșit împreună și au spus că nu se schimbă nimic în poziția asta. Exact, asta e înțelegerea mea, dar sunt și democrați, au spus unii, au trimis o scrisoare la Casa Albă ca să aibă discuții să termine războiul și am auzit că și unii republicani au spus că ar trebui să Asta este șarmul și frumusețea de democrației și libertății de exprimare și libertății de fiecare are voie să aibă opinia lui. Dacă pot, asta e exact de ce America a supraviețuit în felul care a supraviețuit toți anii ăștia. Pentru că a respectat dreptul oamenilor să aibă dreptul de free speech, să poată să vorbească, să poată să-și exprime pozițiile. Și, din nou, ce s-a întâmplat acum, în ultimii ani, când oamenii au fost închiși să-și exprime poziția despre social media, să-și exprime poziția public, că alții demonstrează și le frică să fie dați afară. Oamenii s-au săturat că dacă pierzi dreptul să vorbești ce vrei, nu spun să vorbești într-un fel care amenință viața cuiva sau să spui porcării amenințătoare, dar vorbesc să spui ceva ce ține de viața cotidiană și de... Și ACLU și fostul director al ACLU a spus care a spus care înseamnă, că, poate? American Civil Liberties Union, care e un grup foarte liberal. Dar el a spus și e foarte important să ținem minte asta, că cel mai important lucru e să ai grijă. Nu că ce se vorbește care e popular să fie protejat, dar vocea minorității, ca cineva care spune ceva care nu e popular să fie protejat. Că lumea trebuie să audă, că dacă n-ai voie să vorbești, ce faci atunci? Începi cu violență? Unde te duce? Ca comuniștii aici acum 32 de ani sau alții care încearcă să-ți spună. Și așa că dacă nu zbieri foc într-un teatru plin cu oameni, trebuie să ai voie să-ți spui ce crezi, fără să-ți fie frică să ți se întâmple ceva. Absolut. Și acum, legat de povestea cu Ucraina, da, care ne interesează foarte mult la, fiind la graniță, fiind având aici
Sigur că mie personal îmi dă o stare de siguranță, știind că Airborne 101 sunt aici, știind că SWAT sunt aici, trupele, știind că trupele franceze cu comandantul, să spunem, cum se cheamă, legiunii de onoare, nu? Din, sau legiunii străine, da, conduse, deci... Mie îmi pare mai mult bine că e de... 101 aici decât trupele franceze. Da, trebuie să fiu imparțial. Acum o să zic lumea că suntem, da, asta, sigur că nu putem compara una cu alta, că acum trebuie, nu cred că este telespectator care să nu știe că 101, Airborne 101 sunt cei care au participat, au fost actorii principali pe 6 iunie 1944 când forțele aliate, America, Franța, mă rog, America, Anglia, Franța și, mă rog, celelalte state, Canada, au debarcat în Normandia și de acolo s-a întors războiul, au mers până la Berlin, sigur. Francezii au așteptat debarcarea. Francezii erau, da, deci francezii nu puteau, francezii au fugit în Anglia pe la Dunkirk. Nu, au fost foarte înainte. Mulți francezi pregătiți pe teritoriul englez și care au debarcat. Ții minte când, deci America, înainte să fie Pearl Harbor, în momentul în care Japonia a atacat baza aeriană, baza militară din Pearl Harbor, din Pacific, da? Deci, practic, intrarea Americii, a forțat intrarea Americii în... Mi-am amintit un discurs care nu o să-l uit niciodată, m-am văzut, l-am citit. Sigur, Anglia era disperată, cerea ajutorul Americii să fie sprijinită, să fie... Și într-o întâlnire, într-o conferință de presă, președintele Roosevelt, da? Spunea, zice, dom'le, dacă vecinul meu, casa de lângă, iar de casă și n-are furtun să stingă casa și eu am furtun, nu-i împrumut furtunul să stingă casa? Că altfel vine focul și la mine. Deci mi se pare... Exemplu foarte bun. De politician care a explicat un lucru foarte simplu pentru tot mapamondul. Adică de ce e nevoie America să intervină? Absolut. Mai ales absolut. Că istoric vorbind, până la urmă, majoritatea americanilor provin din Europa. Adică... Absolut. Nu. Și ideea este, și toată, deci, cum să spun eu, într-o frază, La fel putem explica și cu Ucraina, poziția României. Dacă le arde casa la ucraineni și au venit cineva să le dea foc... Trebuie să le dăm furtunul. Ar trebui, nu? Sau mai multe furtune și multă apă să stingă, dacă... Acum, revenind la ce spuneați cu libertatea de exprimare, o să-mi permit să citez din anecdotele pe care le spunea președintele Reagan, da? Președinte republican, fost actor, care spunea bancurile pe vremea respectivă, avea niște momente în care spunea niște anecdote rusești, să spunem așa, dacă, sovietice, dacă erau anecdote gustate și de președintele Gorbaciov și de toată lumea, practic erau, toți le spuneam și în România, le aveam toate. Și spunea, zice, domnule, și noi avem, se întâlnește un american cu un sovietic și spun, și noi sovietici avem libertate de exprimare, americanii zice, dom'le, da, și noi avem, uite, de exemplu, eu nu știu dacă tu poți să faci asta, eu pot să mă duc la, în birou la președintele Reagan, să bat cu pumnul în masă, să spun, domnul președinte Reagan, nu sunt de acord cu politica pe care o duce dumneavoastră. Păi și eu pot. Ce poți? Pot să mă duc în birou la președinte, să bat cu pumnul în masă, să spun, domnule președinte, la domnul Gorbaciov, domnul președinte, nu sunt de acord cu politica pe care o duce domnul Reagan. Așa și la noi cu libertate. Mai spus chestia. Dar ideea este că... da, și după aia, sigur, sunt multe alte anecdote de treaba asta. Deci ideea este că, acum, ca să revenim la... și având onoarea să vă avem aici și vă mulțumim pe data. Importanța pentru România, cred că. De ce alegerile sunt importante pentru toată lumea? Pentru că SUA e aliatul strategic, dar... De ce e important și pentru noi românii și ce ar trebui să facă România după alegeri sau în această situație, indiferent cine câștigă? Hai să mergem înapoi un pic la întrebarea lui domnul Păunescu, cauzele și de ce alegerile o să iasă cum sondajele indică că o să iasă. Acum un an jumate, când a terminat administrația Trump, America era cel mai mare producător de gaz, petrol și petrochimicale din lume. Administrația Biden a oprit
rafinăriile, nu mai s-a făcut nicio rafinărie nouă sau s-a extins rafinării care există. Nu s-a făcut niciun nou pipeline, pipă de transport de petrol sau gaz, conductă. S-a oprit explorația pe pământ federal, pe mare și pe terestru. Și s-au făcut multe noi regulile împotriva dezvoltării gazului și petrol în America. Acum, de atunci, imediat după ce s-a întâmplat asta, acum un pic mai mult de un an jumate, a început să crească inflația. Administrația Biden a spus că o să trece, dar nu o să treacă. Acum aveam cea mai mare inflație în 50-60 de ani, din 1970. Avem cel mai puțin petrol. Administrația Biden se duce la Venezuela, se duce la Iran, s-a dus la Saudi să încerce să producă ei mai mult. Dar trebuie America să producă mai mult. Pentru că cum să produce mai mult în alte țări e mult mai murdar, e mult mai poluant decât să face în America. Azi, acum o zi, două, președintele Biden a spus că nu mai se face toate minele de cărbuni și uzinele care fac electricitate cu cărbun să fie închise. Senatorul Manchin, care e un democrat, s-a supărat foarte mult că el e din West Virginia, un stat care are multe mine de cărbuni. Atunci Biden și-a schimbat, a spus, n-am spus ce vreau să spun, a fost o neînțelegere. Dar această shortage de energie din America a lovit nu numai America cu inflație, dar restul lumii. Pentru că energia e un lucru global. Nu contează dacă faci mai puțin aici sau în partea asta, la altă, folosindu-l e global. Și așa că inflația și problemele economice o să continue până America nu începe să producă la nivelele unde poate să producă și administrația a fost criticată de toți în industria de petrol și gaz și a oprit și fracking, care a fost un mare producător de gaz. Gazele de șist. Similar, în Europa, sub un policy care a fost unul din cel mai greșit în memoria mea, împins de germani, de francezi și de alții, s-au lăsat să aibă o politică bazată pe gaz ieftin de la ruși. Au închis, Germania au închis toate stațiunile nucleare, au închis toate minele de cărbuni, au închis toate sursele de petrol și de gaz și au făcut lucrurile și mai rău. Și așa că asta e, când te uiți la aceste alegeri, despre asta vorbește publicul. Absolut, absolut. Și am citit treaba asta și înainte costul de publicitate și o să intrăm, nu? Să luăm publicitate? Trebuie sau nu? În câteva momente. Da? Deci costul de benzină la galon în America, acolo e. Înainte, când la sfârșitul administrația Trump, era un pic peste, peste 2 dolari un galon. Care înseamnă acum, 3 litri, să spunem. Cam e 4 litri. Aproape 4 litri. 4 litri era un pic mai mult de 2 dolari, 2,20, 2,30 un galon. Acum prețul mediu este 5,50, 5,60, cam așa ceva și în California sunt locuri unde e 7, 8 dolari. După publicitate, dacă îmi permite să vă întreb, ce a stat oare la baza deciziei domnului președinte Biden să continue construcția zidului din Sudul Americii? Și o să, după publicitate, o să vă rog dacă puteți să ne... Că el a fost un subiect de bătaie mare în campania electorală, dacă nu ce-am aminte, construcția zidului din Sudul Americii, unde se traficau o serie întreagă oameni, trafic de ființe umane, trafic de... Da. Și după publicitate o să intrăm. Da, și ce ar trebui să facă statul român după niște alegeri? Exact, exact, asta e chestiunea, că practic sunt legate treburile astea și dacă o să avem întrebările, să zicem, cheie, vin imediat după publicitate. Da, sigur. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva momente. Rămâneți cu noi la Talk B1.
Am revenit în direct la Talk B1 și în acest moment putem să îi spunem bună seara și domnului Herman Bergoviț, medicul personal al fostului premier israelian Benjamin Netanyahu, cu șanse mari să fie din nou premier și consilier onorific al premierului României. Bună seara, vă mulțumim! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitația. Sau bună seara, e deja seara. N-am. Așa este. O să vă rugăm să rămâneți cu noi. Și vă mulțumim pentru... întâi să vă felicităm pentru victoria în alegeri, să spunem, da? Și iată că din nou împreună la o emisiune, nu e prima dată și poate am purtat și noi puțin noroc și de-a lungul timpului ne bucurăm că domnul Netanyahu este un prieten al României, că dumneavoastră sunteți un prieten al României pe lângă faptul că ați făcut facultatea la Târgu Mureș, dacă mi-aduc bine aminte, nu? La Cluj. Dar era și Târgu Mureș ceva, nu știu. Dar nu contează. Ideea importantă este că simțiți românești. Soția, da. Pe care o salutăm. Și ideea este că discutam acum de alegerile de marți din Statele Unite și cu siguranță vedem, să zicem, cei de dreapta care au mari șanse să câștige în America. Lucru pe care l-am văzut în Israel săptămâna trecută, da? Și ne interesa să vedem ce impact va avea chestiunea asta, ce trebuie să facă România, sau dacă trebuie să facă ceva, dacă România ar trebui să fie și la nivel de stat lider regional, având în vedere care sprijinul acestor doi mari prieteni, Israel și Statele Unite, sau Statele Unite și Israel, cum vreți să punem din dreapta stânga. Și acum pusem o întrebare legat de zidul din sudul Americii cu Mexic, care a fost un cal de bătaie, nu? La alegeri între domnul președinte Trump și domnul președinte Biden. A fost oprit și construcția, iar ulterior, acum de curând, președintele Biden a zis să continue zidul. E o decizie care a contrariat pe foarte mulți. Adică, practic, mulți erau, domnule, mai ales hispanicii din America, cetățeni americani de origine ispanică, au votat contra tocmai pentru zidul respectiv. Și iată că acum se trezesc. Ce părere aveți? Adică, cum s-o citim? În ce cheie? Nu sunt sigur că cetățenii ispanici din America au votat cu administrația Biden. Din ce înțeleg eu, mulți au votat cu republicane și administrația Trump. Problema care există acolo și o problemă fundamentală este că legile de imigrație din America nu sunt cum ar vrea democrații să fie și atunci a început cu președintele Obama și președintele Trump a încercat să oprească acest lucru și s-a continuat cu președintele Biden. Nu follow legea care e scrisă. Și în opinia mea... Nu urmăresc legea. Și asta e o mare problemă în opinia mea. Ce credeți că se facă România? Să devoluează multe lucruri. Că nu poți să alegi ce lege îți place și nu îți place. Dacă nu îți place, trebuie să schimbi legea. Nu poți să faci ce vrei în jurul legii, că atunci nu mai avem o societate cu lege, avem anarhie. Și așa că asta e o mare problemă și asta văd eu ca mare problemă și eu, ca un cetățean american, eu sunt un imigrant acolo și îmi pare foarte bine că am fost primit acolo, dar trebuie să urmărești legea cum au făcut toți până acum, nu poți să mergi în jurul legii. Trebuie să fie o discuție și dacă consensus este să se schimbe legea, să se schimbe. E o mare hipocrizie, de exemplu, că au fost trimiși și cred că mulți au auzit la televizor și în România 50 sau 100 de imigranți din Mexico la Martha's Vineyard, unde are Obama o casă și mulți alți oameni bogați o casă. Nu știu dacă tu ai o casă acolo, dar mai e o șansă, poate ți e o casă acolo. Dar atunci democrații au chemat the National Guard, 1000 și ceva de soldați au venit, i-au luat pe ăștia, i-au dus la o bază, i-au zburat, nici nu știu unde sunt acum nenorociții ăștia. Și așa că hipocrizia este enormă
că toate statele la graniță cu Mexico, Arizona... Dar parcă e o chestiune internațională, o chestiune mondială, eu știu, tensiunea, dar toată povestea asta a dat mai peste tot, unde au avut loc alegeri, câștigători, cei de dreapta. Pentru că stânga a mers prea departe. Legea trebuie să fie o lege bună pentru toți, pentru că legea a fost făcută într-un fel democratic. Avorturile, da. Care până acum, deci s-a mers cu o liberalizare, eu știu, până la chestiune de genul. De la stat, da. Da, dar era o chestiune, se mersese până la ideea de fiecare copil își alege sexul în funcție, fără să întrebe părinții, era o chestiune de asta până la 18 ani și dintr-o dată văd state care interzic avortul. Adică, eu din ce înțeleg nu sunt multe care fac asta și nu cred, nu sunt sigur când vorbesc. Majoritatea statelor din America, ce a fost acolo, a fost un caz care a fost la Supreme Court în care they reverse un caz numit Roe v. Wade, care a spus că legea e o federală care nu poate să elimine abortul, dar n-a spus cum, când, unde. Și când ce a spus de Supreme Court e că lasă această întrebare la fiecare stat să decide, pentru că nu e un drept constituțional pentru... Mi se pare cel mai... E o uniune de state în care Constituția n-a prevăzut acest lucru și atunci fiecare stat trebuie să reglementeze această problemă. E foarte... Ce credeți că... Și asta e o întrebare care... cum să spun eu, comună, dacă vreți, înainte să ne povestiți puțin de alegeri, ce credeți că ar trebui să facă România? Că la urma urmei, fiind aici în România și totuși cetățenii sunt puțin dezorientați, văd facturile dublate, văd tot felul de informații, că poate să zboare bombă nucleară, că poate nu, că poate sunt... ce credeți? Lipsește ceva care ar trebui să facă România? Ar trebui să meargă, eu știu, să încerce să întărească comunicarea cu populația, să întărească anumite lucruri pe partea energetică, legătura cu... România trebuie să dezvolte energia ca multe alte țări, dacă nu toate țările din Europa. Nu cred că mai există nicio mină deschisă în România. De ce credeți că au luat decizia asta? Că au fost împinși de grupurile de mediu de stânga, e o mare greșeală, pentru că acum tehnologia poate să lase să fie extrase minerale și altele într-un fel care este corect. Și nu este prietenos cu mediu. Și așa trebuie făcut. Și cea mai mare problemă care văd eu, că acum toată lumea spune că ne trebuie energie verde, solar, de vânt și altele. Problema este ca să ai mașini electrice, ca să ai solar, toate mineralele care intră într-un motor electric, care intră în chipuri și panele solare, sunt făcute în China. Dar ele există și în România. Scuze-mă? Ele există și în România, ar putea fi există, folosite. Există, dar cineva l-ar extrage, absolut. Dar minele sunt închise. Absolut. Și ce se întâmplă aici, când astea sunt minate și extrase în China, e un proces cel mai murdar, ăștia nu iau nicio protejă la mediu, totul se aruncă în apă, se aruncă în aer și unde ajunge? Ajunge tot la noi și așa că să spui că ținem curtea noastră curată cât să-mi pute curtea vecinului în China, e o mare greșeală. Și chiar acum sunt la COP27 în Egipt și lucru care trebuie să fie discutat nu e o chestie care income redistribution, este cum să pună o țară ca China la punct să nu mai polueze și ca să fie un mediu curat adevărat, nu ceva hipocritic. Domnul Bergovici, vă felicităm pentru alegeri. Cum s-a întâmplat treaba asta? Cum s-a ajuns din nou într-un timp atât de scurt? Israelul, practic, ce-a făcut? Și-a dat seama că există o singură cale, există un singur politician care, într-adevăr, poate să ducă lucrurile mai departe și poate să dezvolte? Sau ce s-a întâmplat? Poate ne spuneți mai bine de acolo, de la... cu siguranță știți. În primul rând, vă salut. Mă bucur că vă revați.
Salut pe domnul Țucăran, prieten bun de-al nostru. Și pe Marius Bostan, că i-am auzit vocea. I-am auzit, ăsta e salut, mă bucur să vă aud. Știți că Israelul a avut alegeri în data de 1 noiembrie, a cincilea scrutin în 4 ani. Deci 4 ani am fost într-o mare problemă, fiecare 6 luni sau un an de zile au fost noi alegeri, dar populația într-un an și jumătate, care a avut ultimul guvern, care a fost un fel de conglomerat de partide, de la stânga radicală până la dreapta radicală și arab și așa mai departe, n-a putut să se menține prea mult. Au fost multe probleme, probleme economice, probleme de terorism și asta a determinat. Și Netanyahu, care este un om, un politician de prima clasă, a simțit miat. Ce se întâmplă? Eu, știți foarte bine, sunt un foarte bun prieten cu el și astăzi m-am întâlnit cu el, medicul lui, și am continuat să fiu medicul lui și dacă n-a fost premier, de pentru mine e important, este un prieten, așa că nu contează. Și în continuare, deja mi s-a spus că voi fi medicul personal al lui și am o mare, mare cinste să fiu, dar să știți că este și foarte important, din care 73 de ani, și nu este ușor, totuși un om de 73 de ani, să ții sănătos, să faci toate examinările, în special că victoria lui a fost deosebită. Are o majoritate foarte mare, o majoritate a partidelor de dreapta, partidele religioase, care au obținut din 64 de voturi, din 120 de voturi. Știți că Parlamentul Israelian e format doar din 120 de parlamentari. E important să ai majoritate de 61 și atunci Parlamentul poate să producă acele grupe, pot să fac o coaliție și coaliția aduce guvernul. La noi nu sunt alegeri personale. La noi sunt alegerile de partide. Deși Likudul este cel mai mare partid de 31 de din cei 120, foarte mult, deci, și totuși n-a putut să facă niciodată un guvern în acești ani, fiindcă n-a avut majoritatea de 61. Netanyahu a lucrat foarte mult. Nu vă dați seama, a lucrat ca un om nu de 73 de ani, cu un om de 23 de ani. În fiecare zi a fost la 10 orașe, la mitinguri. Deci a scos la foarte multe lume la voturi. A explicat care este situația. Față de faptul că Netanyahu este și o personalitate care este iubită de o mare parte a populației și o parte a populației nu este iubită ca și în toate părțile, a reușit să strângă aceste partide în jurul lui și uite, a reușit să câștige aceste alegeri care au fost foarte importante pentru noi. Și eu vă spun, deși totdeauna România și Israelul au avut legături foarte bune în toți anii, nu contează ce ani a fost. Și subliniez, dacă îmi permiteți, că Năsăse și consilier onorific al primarului României și luăm o scurtă pauză de publicitate tocmai pentru a explica chestiunea asta mai pe larg și pentru a avea o idee generală pe... Și de asemenea vă anunțăm că în câteva momente vom avea și un invitat surpriză, după. Nu spunem încă după. Sigur. Rămâneți cu noi, scurtă pauză de publicitate chiar acum.